De câte ori alerg în parc, văd foarte mulți tineri alergând cu tricourile noastre de la competițiile anterioare și mă bucur foarte tare că lumea a început să facă mișcare. Vreau să revin puțin la maraton, pentru că sunteți în spatele acestui proiect foarte frumos, încă din 2008. La un moment dat nu s-a mai organizat, din 2004 sau 2006. M-am zis, hai să facem, pentru că era singura capitală europeană care nu avea un maraton internațional. În Olanda nu e vremea atât de frumoasă ca la noi. Iar în weekend vezi peste tot oameni afară cu bicicletele, dar olandezul e și conducător auto, merge și cu bicicleta și este și alergător. Are respect și pentru cei care merg cu bicicleta și pentru alergători. Așa. Și în trafic este mult mai... Ne dăm spațiu. Bicicliștii au cel mai... au toate drepturile, dați, faci o mică greșeală, de trei ori am dat. Trebuie să fii foarte atent. Au prioritate peste tot, deci trebuie să fii foarte atent. Deci au... Da, sunt încurajat să facă mișcare oamenii. Bine ați venit, doamna Valeria Răcilă. Van? Groningen. Groningen, așa. Ca să nu greșesc, că mi-ați explicat că Van sau Von. Da, Von este german, Van este din Olanda. Da. Mulțumesc de invitație. Bine, cu mare drag. Trebuie să vă întreb din start o curiozitate. Ce înălțime aveți? 1,80 m. 1,80 m. Că vreți mult. Și kilogramele? Nu. Nu, gata, e destul. Pot să spun. E și vârsta? Și, nu, suntem bine, suntem ok. Curiozitatea era de înălțime. Credeam că e mai mult de atât. Nu, toată lumea crede că e mai mult. Par mult mai înaltă decât sunt. Cred că din cauza... Pentru că sunteți slabă. E posibil sau... Nu știu, umerii mai lați, am fost canotoare. Da. Știm că ați fost canotoare, aveți și două medalii olimpice, Moscova și Los Angeles. 86? 84 și 80. 80. Nu erați pe atunci. Nu eram, eram în 81 venisem, dar da. Cum era sportul atunci? Frumos. Eram tânără, eram entuziastă, de la o vârstă foarte fragedă a început să iau medalii naționale, olimpice, regate internaționale și atunci a fost un avantaj pentru mine să merg mai departe. Mie mi-a plăcut foarte mult canotajul și dacă ar trebui să fac un sport din nou, aș alege din nou. La capăt. Da, îmi place la foarte mult. La ce vârstă ați început? Am început târziu, la 19 ani. Și ceea ce e foarte bine, cred, pentru că este un sport destul de dur, iar dacă încep mai devreme, probabil este corpul e mai fragil când ești junior și atunci nu ajungi la performanță foarte mare la seniorat. Până la 19 ani ați mai făcut sport? Da, am făcut nu la nivel foarte mare, am făcut atletism. Alergări. Da, de-aia e pasiunea pentru alergare. Încerc să alerg cam 30 km pe săptămână, o dată pe săptămână mai joc tenis. Da, îmi place foarte mult să alerg și pentru mine alergarea e terapie. E terapie, nu? Da. Când mă simt puțin obosită sau am ceva de făcut, ies la oră de alergare și după ce am mai multe idei sau mă simt mult mai bine după ce alerg. Nu alerg foarte tare, deci alerg în ritmul meu. Pentru plăcere, nu pentru... Pentru plăcere, pentru... Menținere. Și de-aia și început toate evenimentele mele cu alergarea, pentru că îmi face mie foarte bine și atunci pot să recomand și la alții să facă acest tip de sport care e foarte facil. Poți să alergi oricând cu un echipament foarte simplu, oriunde dorești. Eu peste tot unde am plecat în vacanță mi-am luat tenisul de alergare cu mine și... Nu plecați fără tenis. Nu. Și din fericire și soțul meu este sportiv și e foarte frumos să facem lucruri împreună. Nu ne vedem foarte mult ziua sau în curs săptămâni pentru că fiecare e ocupat și seara suntem foarte obosiți, dar e o plăcere să facem sport împreună, măcar o dată de două ori în weekend. În weekend. Să alergăm sau să facem lucruri împreună. Și copiii? Copiii fac. Atunci când erau mici nu alergau, jucau basket.
i-am învățat să alerge, locuiam în Pipera, în, pe Iancu Nicolae, pentru că ei au fost la școala americană Pipera și îi luam în pădure în Băneasa și îi învățam să alerge. Au făcut amândoi basket la școală, deci iar, au făcut sport. Dar în timpul facultății au făcut și ei canotaj și mă bucur că au făcut pentru că apreciază mai mult ce am făcut noi, cred eu. Și înțeleg mai bine ce ați da. Făcut. Chiar fiul nostru cel mic a făcut, a participat la două campionate mondiale sub 23 de ani. În Olanda încep să facă canotaj studenții când încep primul an de facultate. Și da, a mers foarte bine. Sunt foarte înalți băieții mei. Unul are 2 cred. Metri, m-ați întrebat de înălțime. Unul are 2 metri, metri și unul 2 metri 5. Simon, care locuiește în Olanda, are 2 metri 5. Wow. Ei fac, băiatul nostru cel mare locuiește în România și în București și participă la, au o echipă de basket, de două săptămâni se antrenează, în weekend joacă meciuri, face sport pentru el, deci sportul, a rămas, da. Arată foarte bine, foarte atletici amândoi, deci e foarte, se pare e normal. Okay. Da. Deci sportul la dumneavoastră în casă este așa, o, e la rang de artă, e normal, toată lumea îl face. Sportul și arta, și arta ne da, place. Da, da, n-am zis, am spus da. Intenționat. Știți cum sunt copiii când văd în casă ce fac da, părinții? Exemplului. Aplică, exact, aplică mult mai ușor și sunt mult mai înțelegători da. Să facă astfel de activități. Altfel vor înțelege mai greu. Dar vreau să revin puțin la maraton, pentru că sunteți în spatele acestui proiect foarte frumos, încă din 2008. Atunci a fost primul maraton organizat atunci de noi, de echipa noastră în București. Cum a fost prima dată când ați venit în București și ați spus că vreți să organizați un astfel de maraton? Bucureștenii, mă rog, România, nefiind foarte familiarizată cu astfel de evenimente, pentru că sportul la noi este un pic mai marginalizat încă de la vârstă foarte fragedă din școală. Am venit în România în 93 și se organizau maratoane în București în perioada aceea. Am alergat 4 chiar pentru că era cel mai ușor mod de a face mișcare, având 2 copii mici, alergam, veneam acasă, făceam duș și plecam mai departe la ce aveam de făcut. Dar la un moment dat nu s-a mai organizat, din 2004 sau 2006 nu se mai organizase niciun fel de alergare în București și atunci am zis hai să facem, pentru că era singura capitală europeană care nu avea un maraton internațional. Am început în 2008 cu, cred că au fost 1000 de oameni la toate cursele, iar na, acum avem 12-a ediție a maratonului în toamnă și a crescut foarte mult. Deci anul trecut am avut 20.000 de oameni la toate cursele. Noi avem mai multe curse în cadrul competițiilor. Da, avem o cursă populară, 10 km, ștafete, semi-maraton, maraton, iar oamenii încep mai timid cu o cursă de 3,8 km și încearcă să-și depășească limitele în continuare. Și la următoarea competiție au încercat 10, după aceea jumătate, după aceea un maraton, după aceea au prins gustul alergării, au alergat și alte maratoane din alte țări. Deci mă bucur că să știți că este am început contagios. Această mișcare da. în București. Nu mai contagios, devii cumva dependent de alergare. Eu simt pe mine, dacă nu alerg 2 zile, parcă nu mă simt bine, parcă trebuie să ies afară, să fac mișcare. Corpul obișnuit se miște. Da. Îmi place foarte mult cum ați spus. Eu chiar cred că este contagios, pentru că acum 2 săptămâni eu am participat la primul meu maraton și l-am terminat, așa, cu gașca de fete cu care am fost. Foarte frumos. A fost foarte frumos și te cheamă. Da, e o atmosferă foarte frumoasă. Exact. E o sărbătoare a Bucureștilor. A Bucureștiului a început și lumea să iasă pe stradă să încurajeze alergătorii, ceea ce nu se întâmpla 2008-2009. Exact. Și e un vibe așa frumos exact. Când vezi atâta lume pe stradă și oameni happy, toată lumea e fericită. Pare așa puțin că nu suntem în București la un moment dat. Da, pentru că e traficul închis la exact. Toată lumea e pe o atmosferă plăcută, pe un good vibe așa, foarte, foarte molipsitor. Da, și vin din ce în ce mai mult grupuri mari de afară. Anul trecut au fost, cred că
grupuri mai mari de 30 de oameni într-o țară, deci este foarte bine acum. Bravo, da. Foarte frumos. Dar față de 2008, când ați început și acum, iată, sunt 10-11 ani de atunci, îi simțiți pe români că vin din ce în ce mai mulți? Se înscriu din ce în ce mai mulți? Se înscriu în fiecare an în ce în ce mai mulți și de câte ori alerg în parc, văd foarte mulți tineri alergând cu tricourile noastre de la competițiile anterioare și mă bucur foarte tare că lumea a început să facă mișcare, iar sunt persoane care acum câțiva ani erau supraponderale, iar acum aleargă câteva maratoane. Uh-huh. Schimb totuși și stilul de viață. Când încep să alergi, îți dai seama că înainte de a merge la alergare nu mănânci foarte mult, că nu o să te simți bine când alergi. Seara nu o să mai mănânci foarte mult pentru că nu o să te simți bine din nou. Uh-huh. Cum vi se pare că suntem față de cei din vest atunci când vorbim de sport? Ei sunt învățați încă de mici că trebuie să aleagă un sport, că trebuie să facă sport. La noi, ora de sport se mai înlocuiește cu dirigenție, cu matematică, am auzit. Da, am spus-o de multe ori. Cred că dacă un copil iese în pauză sau aleargă puțin, să face ora de sport, va fi mult mai bun la ora de matematică care urmează, pentru că se va simți mult mai bine, va fi mult mai concentrat pentru ora care vine de matematică română sau care va fi. Da. Pot să fac comparații cu Olanda, pentru că sunt cel mai ușor pentru mine. În primul rând, pistele de bicicletă în Olanda. Copiii sunt foarte independenți de foarte mici. Pot să plece cu bicicleta de la vârsta de 4 ani la grădiniță, la orice activitate. Da, pentru că e foarte safe. Pleacă la orice activitate, la școală, când sunt mai mari, pleacă la școală chiar 3 km cu bicicleta și se întorc pe ploaie. În Olanda nu e vremea atât de frumoasă ca la noi. Iar în weekend vezi peste tot oameni afară cu bicicletele, dar olandezul e și conducător auto, merge și cu bicicleta și este și alergător. Are respect și pentru cei care merg cu bicicleta și pentru alergători. Așa. Și în trafic este mult mai... Ne dăm spațiu. Da, iar eu am luat carnetul de conducere în Olanda. Bicicliștii au au toate drepturile, dar îți faci o mică greșeală, de 3 ori am dat. Trebuie să fii foarte atent. Au prioritate peste tot, deci trebuie să fii foarte atent. Deci sunt încurajați să facă mișcare oamenii. Exact. Iar copiii, nu știu, când vorbesc cu Andreea Răducan, care face gimnastică, este președinte la Federația de Gimnastică, spune că sunt mii de copii care și cluburi și peste, nu știu, mii de antrenori de gimnastică români care antrenează afară. Iar noi ne chinuim în România, nu mai în gimnastică, în toate sporturile. Așa este. Nu dăm atât de multă valoare sportului în condițiile în care, iată, avem, dacă ne uităm puțin în urmă, avem niște reușite fantastice în sport. Avem reușite fantastice cu resurse foarte puține, mici. E de admirat. Era un băiat care se antrena, sărea sărituri în apă, sărea de o trambulină pe saltele. Deci, așa de greu este la noi. Mult prea greu. Dar de ce? De ce? Când ne vom da seama că ar trebui să investim mai mult în zona asta? Și v-ați gândit la un moment dat poate să mergeți în școli și să încurajați un pic mai mult? Noi mergem în școli. Înainte de fiecare eveniment alegem 2 școli din București și mergem. Chiar ne-am gândit că pentru evenimentele următoare să mergem și în provincie, să mergem și în alte orașe mari din țară, să vorbim la școli, să facă copiii mișcare. Deci mâncăm și prost. Mâncăm foarte prost. Mâncăm foarte prost. Și mult. Eu nu știu, mă uit la supermarket ce pune lumea în coșul ăla în weekend, deci mă îngrozesc. Nu. Cred că poți să mănânci cu bani puțin, simplu și sănătos, nu știu. Faci o supă de legume. Mâncarea simplă este cea mai bună, în general. Da, eu cred că, am și făcut sport la un nivel destul de înalt, am crescut în Bucovina, aveam tot ce ne trebuia acasă, era în timpul comuniștilor, noi am fost mai privilegiați că n-a fost colectiv acolo și aveam tot ce trebuia acolo, mama cumpăra doar produsele de lux de la magazin. Aveți totul... Da, aveam legume în curte, curte, porc, vacă pentru lapte, găini, deci... Dar foarte important, exact. Da. Am înțeles că nu mâncați carne.
am fost vegetariană 5 ani, mai mănânc carne. Mai pentru mâncați. Că mi-am dat seama că totuși e necesară pentru corpul nostru și carnea. Da, proteina... Da, proteina, nu știu, eu nu pot să mănânc, să beau shake-uri cu proteină. Nici geluri când alerg, nici nimic ce e artificial și cu zahăr. Nu mănânc, în schimb, carbohidrați deloc. Deloc? Deloc și zahăr. Paste. De 3 luni, cred. Aha. Și e foarte ok. Mănânc în rest orice. Nu este keto, dar în fel... Ați găsit o combinație, o combinație potrivită. Și corpul meu ținea foarte multă apă și de când nu mănânc carbohidrați, văd că s-a reglat și eu mă simt bine așa. Poate asta e bine pentru mine acum, dar nu recomand la nimeni. E ideea mea, dar cred că zahărul în exces nu e bun. Asta da, asta cu zahărul nici eu nu sunt de acord deloc. Place pâinea foarte tare, dar... Cred că dacă pot să mă setez așa mental și puteți renunța. Acum nu pot și nu vreau și nu mănânc. Nu? Da. Da. Dacă nu era sport, ce era? Artă, cred. Artă? Da. Tocmai aseară am fost cu, nu știu, este un proiect foarte frumos, Chris Simeon, este regizor de teatru, vrea să facă un teatru independent în România și a văzut casa bunicii, a cumpărat o bucățică de pământ pe Grivița la numărul 53 și acum încercăm să strângem fonduri pentru acest proiect, iar ieri sunt foarte mulți artiști, oameni din de cultură, actori care am și sportivi, am un ou de 2 metri, fiecare a pictat acest ou și le vom vinde pentru a strânge fonduri pentru acest teatru și cred că noi așteptăm foarte mult de la stat, dar cred că și cu aceste acțiuni private putem să facem lucruri frumoase cu oameni frumoși și care sunt dedicați artei. Ați zis foarte bine că dacă așteptăm de la stat, s-ar putea să nu le mai facem niciodată. Da, dar cred că noi în general așteptăm prea mult ca statul să facă ceva pentru noi și criticăm dar cred că ar trebui să facem și noi lucruri, să avem inițiative frumoase și să încercăm cel puțin. Da, e adevărat și asta, pentru că în ultima perioadă, într-adevăr, ne e foarte ușor să criticăm și să acuzăm. Cred că ne-a și înrăit puțin tot ce se întâmplă. Da, dar să știți că și... Mă încrâncenați, mă uit toată pe Facebook, doar mă uit din când în când, nu postez niciodată, nu comentez, dar chiar dacă face cineva ceva... bun, toată lumea comentează negativ sau sunt unii care găsesc ceva ca să spună negativ despre orice și mă gândesc oare de ce, nu știu. Pentru că eu cred că e un soi așa foarte al nostru, al românilor. Există un soi care un soi de om care asta cred că prin asta se hrănește, nu înțeleg, dar și noi ca oameni, cred că aici în România, uităm foarte repede cât de greu a fost sau cât am suferit, prin câte am trecut și trecem cu vederea și foarte ușor niște lucruri. Că dacă am rămâne un pic înrăiți și supărați mai mult timp, cred că s-ar mai schimba niște lucruri. Că e foarte... Astăzi suntem supărați, dar mâine am uitat și ne vedem de treaba noastră și nu mai facem nimic. Nu e bine că uităm ce e greu sau trecem peste lucrurile mai dificile. Da, dar mă uit afară și cei de afară nu uită așa ușor. Da, e păcat că rămân supărați mai mult timp. Da, e păcat că au plecat atât de mulți oameni din țară. Chiar duminică, săptămâna trecută, treceam prin Olanda și pe o stradă și am văzut prăvălia lui Marcel, scria pe geam. Am intrat înăuntru curioși cu soțul meu și era oală mare de sarmale și fierbeau pe foc acolo mici pufuleți, ciocolată rom. Și am întrebat, ce faceți? Ce se întâmplă? E o comunitate foarte mare de români și lângă stadionul Ajax avea o întâlnire și zice, da, dacă vreți, veniți mâine. Nu ne-am mai zis că am stat doar 3 zile în Olanda și am vrut să stăm cu băiatul nostru, dar era un olandez căsătorit cu o fată, cu o româncă.
și avea un business foarte frumos. Da, acestea sunt bune pentru comunitățile plecate. Da, dar ce vreau să spun, sunt foarte, foarte mulți români plecați și nu sunt doar cei care au plecat la munci de jos, sunt foarte mulți intelectuali care au plecat, sunt foarte mulți oameni foarte valoroși și care au plecat pleacă. Încă mai pleacă și e păcat. Din moment ce ei vor avea un copil acolo, nu se vor mai întoarce pentru că copilul va merge la școală, nu pot să mai aduce sistemul românesc după aceea. Asta da, așa este. Așa este. Sunteți Facebook sau Instagram? Amândouă. Amândouă? Da, nu vă, la 62 de ani nu vă zice ca și... Nu, foarte bine. Mi se pare excelent. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Că e urâtă. Sau că e... că nu poate să facă ceva. Sau că... că nu e apreciată. De... nu știu. Că nu poate. Până la urmă, nu? Depinde. Trebuie să accepti cum ești. Trebuie să... să fii pozitivă, cred, optimistă. Ce înseamnă lux? Libertate. Să... pentru că am trăit în timpul comunismului și... de fiecare dată când ieșeam de țară, ni se luau pașapoartele și ni se dădeau înapoi când intram înapoi. Cred că libertatea e un lux și e foarte important. Alergarea e un lux? E foarte facilă pentru toată lumea. Deci nu... pentru mine e ceva foarte normal. Și ar trebui să fie pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Ceva foarte normal și sănătos. Și firesc, da. Da. Și sărăcie? Sărac poți să fii dacă nu ești destul de pozitiv sau... ce înseamnă sărăcie? Nu știu, poți să... eu mă mulțumesc cu foarte puțin întotdeauna. Dacă ar fi să fiți numărul 1 și ați fost numărul 1 și știți cel mai bine cum este acolo, în lume, la orice, ați fost numărul 1 în lume la canotaj, cum vă comportați? Eu nu m-am schimbat niciodată. Sunt același om care am fost și înainte de a fi numărul 1 în lume. Deci trebuie să fiu un om normal, decent, modest. Eu așa am rămas toată viața și așa voi fi. Nu m-a schimbat nimic. Da. Și succes ce înseamnă? Multă muncă. Fără multă muncă nu poți să ai succes nicăieri. Educație, muncă, determinare. Și ce facem cu el? Cu succesul? Îl punem într-un sertar? Îl împărțim și cu alții, îl încurajăm și pe alții să facă ce facem noi și să încercăm să avem o societate mai bună, să încurajăm tot ce se poate să fie pozitiv în ceea ce facem fiecare. Și să încurajăm pe alții să facă lucruri frumoase și bune. Unde vedeți Bucharest City, Bucharest International Marathon? Unde îl vedeți peste câțiva ani? Unde l-ați vrea? Maratonul nostru este organizat la fel ca orice maraton din lume. Deci suntem membri IMCF, este bronze label. Acum semi-maratonul vrem să devenim silver label din start, pentru că este la un nivel deja foarte ridicat. Avem ca și orice maraton din lume un traseu închis, siguranță medicală, tot ce e nevoie, tot ce e nevoie, punct de rehidratare, tot ce are un maraton mare l-avem și noi. Eu sper să îl organizăm cum îl organizăm acum și peste 20 de ani și dacă nu voi fi eu, cei care vor fi echipa mea sau cine va fi după mine. Și sper să cât mai mulți români să adopte acest stil de viață sănătos, să alerge din ce în ce mai mulți români la aceste evenimente și să crească cât de mult în numărul alergătorilor. Da. Da, și într-un mod firesc. Și într-un mod crește în mod firesc și da, mă și bucur că a ajuns la nivelul care este acum. V-ați gândit să faceți și pentru copii? Facem pentru copii. Noi pentru la semi-maraton și maraton se desfășoară pe două zile. Sâmbătă sunt cursele copiilor,
între 6 și 18 ani, pe categorii de vârste, 6-7 ani, 8-9-10-12, iar după 13 ani e cursa adolescenților până la 18 ani. Și acum a fost, acum la 10 km unica asigurări, a fost familii cu copii, deci încurajăm și familiile, membrii familiei, prietenii. Cărucioarele, cu cățelul. A venit familii foarte mari, deci voi ați fost 15, da, 15 fete, da. Iar la celelalte două ediții mari avem cursa copiilor, sâmbătă, duminică, vin foarte multe școli, foarte mulți copii. La fiecare eveniment avem peste 3800 de copii pe categorii de vârste. Ce frumos, bravo. Deci asta foarte e bine. Cel mai important pentru mine, să încurajăm copiii să facă mișcare. Uh-huh. Și poate cine știe, cei care alergă acum vor fi campionii de mâine, vor alege un sport sau vor fi campioni naționali, olimpici. Superb! Mulțumesc că ați venit. Să iasă bine și să vină cât mai mulți copii. Eu asta da, și doresc. Eu îmi doresc să copiii să facă mișcare, dar chiar anul trecut a fost, sau acum 2 ani, ploua foarte tare afară și totuși copiii au venit în număr foarte mare. Cred că ei au chemat părinții cu ei să da, vină. Păi ei ploaie oricând. Da, pentru da, știu. Ei ploaia este și un... Da, exact. Pentru ei ploaia este un prilej de distracție foarte mare. Da. Mulțumesc că ați venit, mult succes. Mulțumesc mult. Cu toate organizările și ne revedem. Da. Cu siguranță. Cu drag.